strâmbă din nas dacă trece pe lângă el o vacă ce se balegă, dar nu-l deranjează să se admire câinele care se încovoaie în parc pentru același lucru. Bă, este exact așa, bă. Toți câinii românilor își fac treburile pe unde apucă. Ați văzut vreodată vreun stăpân să-i dea un picior în burtă câinelui în timp ce se cacă pe câmp sau în parc sau pe ruta aia de biciclete? Sau pe unde apucă el? Ați văzut vreodată vreun cetățean român mânca la tata să strângă cu sufertaș, cum am văzut în Franța, bă, fraților? Bine, ei sunt și obligați de lege. În momentul când se cacă câinele pe Champs-Élysées sau pe la Canbier sau unde își face el nevoile, îl scoate, bă, din buzunar pungulița aia, are și un făraș uneori la el, îi strânge rahatul câinelui și îl aruncă la gunoi. Sigur, dacă nu, îl paște o amendă. Bă, ați văzut vreodată în România așa ceva? Nu, m-aș mai întreba ceva. Ați văzut vreodată vreun român care când își desface pachetul de țigări pe stradă să n-arunce măcar staniolul ăla, măcar celofanul jos, dar nici nu-l aruncă mâncalar tata. Îl lasă pur și simplu din mână. Deci el desface, vorbește la telefon sau cu ăla de lângă el și îl lasă să cadă, nici nu-și dă seama. Ai avea impresia că el nici nu realizează că îi cade o bucată din... Sau pur și simplu când mai are o țigară, m-a rămas străznit, mă. Mă, pur și simplu mă opream și mă uitam lung după el așa, cum se uita Rebreanu după Gagici pe timpuri. Stătea așa, se uita în gol, așa stăteam și eu. Fă, deci îi las, mai are o țigară, ziua, un pachet, da? Mai desface mai tot singur, o ia și lasă pachetul, bă, pachetul cade exact în locul unde trece, nu-l aruncă mai încolo sau... N-are gestul ăla, știi, să spui, tă, bă, l-a aruncat, poate căuta coșul de gunoi sau dintr-un reflex, nu, tată, deci pachetul cade exact acolo sub el. Sau ca să vă fac un exemplu, deci el are așa, da? Merge pe stradă și de aici scoate. Deci, așa a căzut, da? Hai să mai facem încă o dată. Deci merge pe stradă, ăsta e pachetul de țigări al boului, scoate ultima țigară, așa. Deci acolo a căzut, nu-l mai aruncă, deci nu trimite, numai să mă ierte cu coana asta, că mi-a trimis, acum am dau seama, am primit special, oleo, săraca, jurnal de leadership se numește, personal mi-a trimis duduița asta pe care o vedeți aici în imagine, conform principiului femeia, numai când are nevoie de tine, apelează. Da, mi-a trimis să-i fac probabil reclamă la această revistă. E adevărat că nu ne-a mai venit niciodată. Cariere, jurnal de leadership, singura femeie care zboară, Mihaela Olteanu, pilot de acrobație. Să rămână, doamnă, n-aveam nicio intenție, pur și simplu mi-a venit așa. Bănuiesc că este o revistă serioasă, în ce caz mai serioasă decât astea despre fufe. O vedem și aici la interior. Da, tot respectul nostru, sigur, pentru o astfel de meserie. Da, vreau să exemplific, n-am nicio legătură cu chestiunea asta, puteam să fac și cu paharul de apă, dar m-am gândit că nu mai avem altul, să nu rămânem fără el. Deci așa se lasă pachetul de țigări, dar asta nu era din kamikaze, dar mi-a venit minte acum. Bă, este absolut monumentală această chestiune cu balega. Hai să mai citim o dată. Pentru că strâmbă din nas dacă trece pe lângă o balegă sau pe lângă o vacă ce se balegă, e cam același lucru, dar nu-l deranjează să-și admire câinile când se încovoaie în parc pentru același lucru. Bă, toți câinii ăia care, într-adevăr, contorsionați, așa, în postură de aia jenantă pentru tine ca stăpân, mă. Și câinii ăia chinuindu-se să tragă o căcare în parcul ăla, fire al dracului de viață și de toxine, de cancerul vostru cu raioanele voastre de alimente, bă, dar de câinele ăla nu zice nimeni nimic, bă, la televizor, bă, fire al dracului, în secolul 21 călcăm numai rahați. Asta aduce noroc, sigur, să și vede. Aduce un noroc, bă, românul este cel mai norocos. Bă, de să încovoaie potaia aia. Așa să scream câinele ăla. Bă, dar stăpânul, bă, de o demnitate. Deci, atenție, profesor universitar, fermier, dulgher, zidar, fotbalist profesionist, dentist, orice ar fi el, jurnalist, desigur, orice, bă, stă, au demnitate de aia pungașă, drept așa stă, bă, nu-i tremură și telefonul, dacă l-are la ureche, lasă un pic mai... Bă, și ia poziția aia de drept în fața câinelui când se cacă ăla. Deci stă drept, bă, are un respect față de căcatul câinelui
Ceva incredibil, bă. Bă, am văzut chestia asta de mii de ori. Mie îmi plac detaliile, nu mă interesează chestiunile astea, că aia are țâțe mari. Nu mă interesează, nu asta observ la ea. Da? Mă interesează detaliile. Asta e un defect. Bă, m-am uitat mereu, am văzut căcatul ăla cum iese din câine, din nenumărate ori. Bă, n-am ce să fac, bă. Bă, este incredibil, bă. Bă, vine să dau cu toate cărțile astea de pământ. Bă, este strigător la ce... Bă, toate exemele alea din câini, toți astmatice, toți reumatici, plumii, mă, să duc în toate parcurile astea și să cacă non-stop, mă. Bă, deci, putăile, cei mai mari, Saint Bernardi, nu contează, da? În poziții de aia înfiorătoare, îi vezi pe toți acolo, le tremură, uite așa, le tremură curul, da? De zici că pleacă un satelit de la, pe nu știu ce planetă, de la curul, da? Uite așa, le tremură câinilor curul, bă, ăla stă încremenit. Ăla se uită în căcatul câinelui, stăpânul, bă, de zici că e hipnotizat. Uite așa stă. Bă, deci în viața lui nu s-a uitat ceva mai atent la nimic, mă. Bă, nici când a trecut strada prima dată, nici când și-a luat carnetul de conducere, nici la lucrarea de licență, bă, era plagiatul. La nimic, la prima femeie din viața lui, la măsa, când era în coșug, la nimeni, mă. Mă, se uită în curul câinelui, uite așa. Să vadă cum se... Bă, da, toată bucuria omului... În momentul când câinele dă drumul la căcatul ăla, deci omul îi trece așa tot, parcă ia o piatră de pe suflet, a s-a căcat și de data asta, deci e bine. E bine, câinele, de data asta, hai că mai, a mai trecut o zi, că până mâine când se cacă iar, totul este absolut ok. Bucuros, sigur, acolo e și munca lui. De acolo îmi place termenul ăsta cu munca. Toți muncim, bă, în țara asta. Atenție, și ăla muncește, bou ăla. Pentru că acolo e mâncarea pe care o plătește el. Da, acolo e câinele pe care îl întreține el. Nu e chiar așa simplu. El muncește să-l ducă pe câine, să se cace, să-i asigure condițiile de căcare câinelui respectiv. Da, este extraordinar de important acest lucru. Și asta este, după mine, o frază mună. Bine, românii n-au. Sigur, râd vreo 2-3 acum și o să spună la un dobitoc, iar s-a legat ăla de Bozgord, nu știu ce. Da, că asta, așa e România. Nu, tata, e foarte important. Dacă ați înțelege sensul acestor chestiuni, noi n-am mai fi unde suntem. Ca țară. Da? E extraordinar. Că de la lucrurile mici pornesc lucrurile mari. Da? Nu putem să devenim academicieni dacă noi nu știm să ne strângem nici mucii pe care îi suflăm pe stradă. Nu avem cum să ajungem până acolo.